să vin. Că mă duc eu aproape și-i filmez. Nu e problemă. Hai să facem show. Hai să facem show aici. Show, show, show. Uitați ce se întâmplă în Comuna Călopăr astăzi, în plină pandemie. 22 august, acțiunea PSD, frumos. Peste 150 de persoane, autocare multe. Ia uitați, 5 autocare în plină pandemie. Frumos, mă stați ce. Da? Ia uitați, PSD-ul. Portavoce, microfoane. Să vedem dacă e permis așa ceva în plină pandemie aici, ce face domnul primar. Și cu angajații primăriei care vin la acțiunile politice. Știm că angajații primăriei nu au voie la acțiunile politice. Ia uitați, mână de mână să se ia cu domn primar, aici să facă Hora Unirii. Trage, trage neafonele că ne încurci aici, hai să facem vedete pe băieți. Ia uitați ce ai, frumos la Călopăr, în plină pandemie, PSD-ul. Asta e, tati, asta e. Asta e, frumos, zâmbește că te-ai dus locul 8 la consilierii locali. Asta vă dă. Acolo, frumos, te filmezi, zâmbește la dorul că te filmezi. Ia uitați, în plină pandemie, PSD-ul ce face domnul primar al Comunei Călopăr. 4-5 autocare, uitați aici. Hai să-l facem vedetă pe domnul primar, că de 12 ani mănâncă comuna asta și își bate joc de ea. Ia uitați, 1, 2, 3, 4. Haideți! Ne-e drag, domn primar, că se duce puterea anul ăsta. Gata, ajunge! Dacă veniți coi din Craiova, asta nu e putere. Puterea e în Călopăr, nu în Craiova. Ajunge, gata! După 20 mai aducem 10 autocare. Să aduceți, să aduceți! Să plecați cu ele la pensionare atunci. Distanța nu se poartă, distanța. Distanțare socială, uitați-vă aici ce înseamnă distanțare socială la Călopăr. Frumos, pandemia, coronavirusul, ia uitați cum îi organizează domnul primar aici, ascultați. Haideți, domnul primar. N-am furat ca dumneavoastră, domn primar, uitați primăria, ați băgat milioane în buzunare, domnul primar. Ați mâncat comuna. Nu mie, nu că eu muncesc, nu e problemă, nu-i fur ca dumneavoastră. Eu muncesc. Te-am dus în spital, ți-am salvat viața, că erai mort, era Bojumar, aveai 5 ani, să zici mersi. Să te pup dumneata, eu nu te pup în cur, nesimțire, nesimțire. Ia auziți, vocabular de primar, mai spuneți odată, domnul primar, haideți. Mai spuneți odată cum mi-a spus, să vă pup în cur, domnul primar. Domnul primar, mai spuneți odată, să vă pup în fund, cum a zis. Nu, mai spuneți odată cum mi-a zis, haideți. Faceți, vă rog frumos, spuneți, domnul. Lasă-mă, Neadoru, te rog frumos, vezi de treaba lumea ta. Haideți, spuneți cum a spus să vă pot. O să-ți mai spun, o să-ți mai spun mai multe. Acum, vă rog frumos, haideți. Vezi cu conturile față. Haide, 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 domnul primar, spuneți încă o dată. Ia uitați, distanțarea socială. Distanțarea socială. Așa organizează domnul primar la Călopăr, ia uitați. Frumos, mă mai și jignește, îmi spune să-l pup în fund. Comportament de primar, uitați cine conduce comuna de 12 ani, ia uitați primăria Călopăr a furat de-a rupt pământul, ia uitați. Uitați, hai. Craiova, hai, haideți domn primar, mai jigniți pe cineva, haideți să vă facem vedetă, uitați funcționarii publici, cum fac propagandă, ia uitați, funcționarii publici. Du-te, bă, tu du-te acasă cu minte, te rog eu frumos. Hai, fii cu minte, fii cu minte tu, domnul Postel, hai. Tu nu mai circul cu mașina, că n-ai carnet. Fii cu minte tu, bă, ce-o cu mine, Costele? Spune-o, stai cu minte, stai cu minte. Vezi-ți de treaba ta, auziți? Haideți, uitați, pandemia, funcționarii, ia uitați, domnul Ovidiu. Fac propaganda, angajații primăriei. Ia uitați. Lasă-i în pace. Ia uitați la angajații primăriei, ia uitați șoferul după microbuz. Cu microfoane, cu portavoce, ia uitați, ascultați aici. Haideți să-l facem vedetă pe domnul primar la nivel național. Domnul primar care jignește lumea, auziți cum l-a spus, să-l bup în fund, scuzați-mi expresia. Ia uitați. Așa se face distanțarea socială la Călopăr. Ia uitați, funcționarul public, secretarul, casierul, juristul, uitați, toată lumea. Și pe domnul Eugen, angajatul primăriei, să-l facem vedete, uitați-vă. Ia uitați. Filmează CLC-ul 78-ul. Da, da, da. E pentru elevi. Microbuzul școlar, au cărat lume cu el. I-au adus din comună. Domnul primar, uitați, domnul secretar, vă salut, să trăiți. Cu respect. Ia uitați, funcționarii primăriei, ia uitați. Sunt amenințați de către domn primar că îi dă afară din serviciu, să facă politică, ia uitați. Cum se urcă în autocale, mă rog frumos. Ia uitați. Asta înseamnă distanțare socială în plină pandemie, uitați. Frumos. Ia uitați, 4 autocare avem, frumos, să-l facem vedetă pe domnul primar, aici cu toată lumea, așa se face în plină pandemie. Da. Te treci, filmezi aici, nu pot să vorbesc, te spune, după aia ai răbdare fix. Ce? Da, cred că e deschis, nu știu exact să spun. Intră pe Facebook și caută-l Ștefan, dar cred că e deschis, până la 12:01 e deschis. Hai. Domnul vice, domnul viitor vice. Nu, frate, n-am treabă cu tine, tu-ți faci viciul tău. Trebuie să mă previez eu. Domnul viceprimar, viitor viceprimar, uitați aici, să aveți baftă, să fii sănătos. N-am treabă cu tine, Petrică, frate, tu ești, tu-ți faci treaba ta. Eu pe lumea ta te votez. N-avem treabă cu... N-ai treabă cu tine, frate. E socru, mă, taci din mult. Da. Lasă-l să-i pe timp, nu te lasă. Nu, că știu. N-avem treabă cu tine, fratele meu, ce ai? Noi pe domnul Maru sunt vrem, nu mai vrem pe Catalina. Ia uitați aici, distanțare socială în microbuze, scaun lângă scaun. Scaun lângă scaun, ia uitați. Ia uitați, frumos, distanțarea socială. Cum se face aici, la Călopăr. Nimeni n-a făcut asta. Că nu mai știe, domn primar, că pierde mandată și nu mai face bani. Uitați. Vedeți? A venit și poliția. A venit și poliția, da, acum a venit și poliția. Ia uitați, domnul primar, să-l facem vedetă. Distanțare socială, uitați-vă unul lângă altul pe scaune, ia uitați. Asta înseamnă distanțare socială. Înțelegi? Auziți? Ia uitați. Distanțarea socială, așa frumos. Poftiți, domnul Gabi, haideți. Cine pune acolo unde stai în față? Un prost. Da, uite, se duc în față, ce le face poliția?